Bărbat a supraviețuit 11 zile într-un frigider în Oceanul Atlantic după ce barca lui s-a scufundat. Conform Cluj.ro, un brazilian în vârstă de 44 de ani a supraviețuit 11 zile plutind în derivă în Oceanul Atlantic, într-un frigider, după ce barca sa s-a scufundat. La sfârșitul lunii iulie, bărbatul a pornit într-o călătorie în nordul Braziliei, cu o barcă de lemn cu o lungime de aproximativ 7 metri. Bărbatul plănuia să petreacă ceva timp la pescuit, însă planul i-a fost dat peste cap. La un moment dat, în timpul călătoriei, barca a început să ia apă și în scurt timp s-a scufundat, scrie Daily Mail. Ceea ce m-a tulburat cel mai mult a fost setea. Acest frigider pentru mine a fost Dumnezeu, un miracol, a spus el pentru sursa citată. Din fericire, pescarul a fost observat de echipajul unei nave de pescuit din Suriname, care l-a salvat pe data de 11 august, la 450 de km de unde i s-a scufundat barca, relatează știri de Cluj.ro.